Sănătate, prieteni! Suntem în grădina de arbuști. La mine e o grădină din vale consacrată culturii arbuștilor. Aici avem gardul viu comestibil, pomul de stafidei mai zice, amelanchier la marchie, denumirea gard viu comestibil, pentru că se poate tăia foarte des și să se facă un gard solid, crește foarte repede, dar în același timp produce fructe. Este de fapt un tip de afin canadian, deși nu are nimic comun cu afinul obișnuit, nu are nevoie de teren acid, crește pe un sol bun, dar îi place și lui să fie puțin îngrijit, deși este destul de spartan. Dacă în primii ani îl cultivați cum se cade, ludați și puneți ceva gunoi de graj și ludați bine, îl va crește foarte repede. Asta are 4-5 ani, vreo 5 ani are. Și îl vedeți cât e de înalt, sunt unele rămurile care ajung la 2,5 metri. Și a rodit. Vă garantez niște fructe excepționale, sunt preferatele. Preferatele mele pentru că sunt ajung la o culoare roșu închis spre indigo. Sunt foarte dulci, aromate, extrem de bogate în fitoelemente. Se folosesc pentru combaterea, prevenirea cancerului, a bolilor degenerative, pentru probleme vasculare. Priviți, sunt încărcate până sus. Se tot coc. Și sunt extrem de bune. Sunt burei mici, dar care pot să fie amestecați. Un gust foarte dulce, încă nu sunt coapte la maturitate, ajuns să se stafidească, ca și mierea. Tocmai de aceea îi mai zice și pom de stafide sau de miere. Sunt încântat de ele, le puteți pune la blender, le puteți mixa cu puțină apă și miere, faceți un smoothie deosebit, puteți chiar combina și cu căpșuni sau alte plante, sunt foarte valoroase și ușor de întreținut. Vă dați seama, nu le-am stropit cu pesticide sau altceva. Anul ăsta, decât am cosit iarba proaspăt acum ca să pot să trec printre ele și să le devorăm, până nu vin mierele care sunt și ele încântate de ele. De aceea, gard viu comestibil, găsiți pe internet, vă puteți planta și vă puteți bucura de niște fructe foarte, foarte bune. Sunt rezistente și la gerde, nu ai treabă cu ele. De aceea, recomand din toată inima ca să achiziționați și să vă puteți bucura de afinul canadian. Sănătate și Doamne ajută!